deja e o obișnuință, ori să vină domnul ministru Cuc săptămânal împreună cu domnul Ioniță și cu domnul secretar Titea, ori să vină la sediul guvernului, ori să vin eu aici să vedem modul în care avansează proiectele importante, proiectele de infrastructură. Așa cum știți cu toții și cum am spus de nenumărate ori, infrastructura e domeniul prioritar din punctul de vedere al guvernului. Acum am discutat aplicat pe câteva din proiectele importante, proiecte care se află pe master plan și care trebuie, unele dintre ele au fost lansate spre licitație în valoare de 3.600.000.000 de la începutul anului, ceea ce comparativ cu ce s-a întâmplat pe întreaga durată anului 2016 e impresionant. Și o să vă spun și de ce. Anul trecut, întreg anul, au fost lansate proiecte de 800.000.000. Iar anul ăsta, în 3 luni, sunt lansate proiecte, așa cum v-am spus, în valoare de 3.600.000.000 și în săptămânile viitoare vor mai fi lansate proiecte la fel de importante și am să vă enumăr câteva. Centura Sud-București, Pitești-Craiova, de asemenea lotul 1 și lotul 5 din Pitești-Sibiu, urmând ca pe parcursul verii, undeva în iulie, să fie lansat și un alt lot de pe Pitești-Sibiu. Sunt proiecte importante, proiecte care fac parte, așa, sau loturi care fac parte din master plan, așa cum vă spuneam. Dar eu mai vreau să vă spun ceva. Pe lucrările deja existente, deja aflate în execuție, aș face un apel, așa cum am făcut și fac tot timpul la cei care lucrează în Ministerul Transporturilor și la, incluzând aici și Compania Națională de CNAIRU, aș face un apel și la constructori. Poate au fost învățați în anii trecuți cu un anumit mod de a face lucrările de infrastructură. Și poate că au fost învățați cu prea multe claim-uri, dab-uri, și să apeleze la aceste variante, ca să nu le zic altceva, ca să meargă într-un ritm care ne mulțumește. O să vă dau exemplu. Domnul ministru Cuc, de asemenea, a fost în săptămânile trecute să vadă cum înaintează lucrările pe diverse tronsoane de autostradă și nu numai. Și apelul meu este către dânsii să-și schimbe ritmul. Să-și schimbe ritmul și să-și schimbe abordarea legată de modul în care fac execuția acestor lucrări. Să fie convinși că și abordarea, dacă nu sunt până acum, le spun eu și le-a spus și domnul ministru în perioada trecută, abordarea Ministerului și a Companiei Naționale este altă. Dacă au fost învățați în acești ani într-un anumit mod, ar trebui să și-l schimbe. Și pentru că vom urmări și domnul ministru și cei din Compania Națională și eu, modul în care se execută aceste lucrări și să le intre bine în cap că modul în care vor înainta și ceea ce s-au angajat prin contracte trebuie să respecte. Asta vreau să fie tradus apelul meu un apel constructiv. Sunt diverse mecanisme în contractele pe care le au cu compania, cu ministerul, cu cine au contractele și chiar dacă au în spate foarte multe case de avocatură, diverse lucruri care să îi susțină, să știți că vom și se va apela la modul cât se poate de dur la aceste clauze care vor pune într-un final să plătească dacă nu respectă. Vreau să le transmit hotărârea Ministerului Transporturilor, a companiei, a guvernului, de a urmări, de a se
de a și să le transmit și dorința noastră de a colabora conform contractelor existente. Să nu găsească tot timpul tot felul de subterfugii la care să apeleze, prin care să decaleze termenele de execuție și așa mai departe. Sunt foarte multe exemple pe care și domnul ministru și eu le știm. S-au găsit până acum tot felul de subterfugii, așa cum am spus. Dorința noastră este să colaborăm în mod constructiv, dar într-un parteneriat, așa cum am spus, constructiv și în interesul țării noastre. Și anume, interesul din acest punct de vedere este cel de a avea infrastructură, de a nu mai desena, așa cum v-am mai spus lucrul ăsta, de a desena doar pe tablă sau de pe hârtie diverse tronsoane, centuri, variante de ocolire la municipii și la orașe, ci să le avem fizic aceste lucruri. Domnule premier, la ultima vizită făcută aici la Ministerul Transporturilor, le cereați angajaților, atât de la MT cât și de la ACNAIR, să-și mute birourile în teren. S-a schimbat ceva de atunci? Da, tocmai lucrul ăsta vă spuneam. Domnul ministru mi-a spus și săptămâna trecută și astăzi, unde a fost în control și dânsul și cei din CNAIR, domnul Ioniță și ceilalți, de aceea am făcut și acest apel. Eu înțeleg, sunt exemple nenumărate, pe care le știam și din perioada când eram în administrația publică locală, când mergeam în acest mod să controlez diverse lucrări, fie că vorbeam de Timișoara sau anul trecut de județul Timiș. Cunosc subterfugiile unora, de aceea am făcut acest apel, nu doar eu, și ministrul transporturilor și cei de la companie, un apel constructiv, dar să-l înțeleagă foarte bine. Ca să înțelegem că este o problemă în cazul constructorii, de activitatea Ministerului, suntem mulțumit autorizațiile de mediu, proiectele tehnice prost executate, studii de fezabilitate realizate oarecum din birou și aprobate în CT-ul de la CNADR, care i-au determinat pe constructor să lucreze prost sau să... Nu știu toate aceste lucruri. Eu v-am spus că nu-mi place să vorbesc și nici domnului ministru. Și nici nu-i bine să vorbim de moșteniri grele. Dar sunt lucruri pe care, într-un final, va trebui să le spunem. Și ministrul transporturilor, și cei de la companie. Lucruri care vin din spate. Unele dintre ele, dacă mă lăsați să termin, și după aceea, sigur că puteți să puneți întrebări. Lucruri care vin din spate, lucruri care au creat și creează tot felul de probleme pe care aceste probleme trebuie a fi rezolvate de către actualii titulari de la Ministerul Transporturilor sau de la companie. Moștenirile, din multe puncte de vedere, sunt grele, dar în momentul când iei o funcție și când ești într-o funcție, o preiei cu activ și cu pasiv. Apelul către angajați și către cei care lucrează, fie în Ministerul Transporturilor, fie în compania în CNAIR, eu l-am făcut și îl fac de fiecare dată. Dumneavoastră știți că v-am transmis și dumneavoastră să, prin intermediul dumneavoastră, să schimbe modul de lucru. Din ceea ce văd și din ceea ce mi s-a prezentat astăzi de către domnul ministru și de către echipa dânsului, fac lucrul ăsta. Și-au schimbat abordarea, iar exemplul cel mai bun e cel pe care vi l-am dat chiar la început. Să scoți în 3 luni de zile licitație, proiecte în valoare de 3.600.000.000 în 3 luni de zile față de 800.000.000.000 anul trecut înseamnă un ritm mai alert, în mod sigur. Și toată perioada, să vă spună domnul ministru despre șantierele pe care le-a vizitat și despre tot felul de apucături care văd că rămân aceleași, indiferent că vorbim de Timișoara sau de Botoșani sau de Pitești sau de centura Bucureștiului, apropo de ce mi-ați povestit cu pauzele de masă, care nu mai știu când sunt. Sau sunt foarte lungi și foarte dese.
Au apărut foarte multe probleme inventate sau care au părut ca soluții pentru a prelungi termenul de execuție. De asemenea, sunt destule exemple. Apelul meu de astăzi și din ultimele săptămâni și ultimele luni este către toată lumea. Am făcut data trecută când am fost aici apel către cei din minister și au înțeles și cei din companie. Apelul de astăzi este către parteneri, către cei care au câștigat aceste contracte și care trebuie să le execute. Trebuie să existe această colaborare din ambele direcții. Domnule ministru? Și că tot vorbeam, domnule premier, de moșteniri grele, să trecem la un alt domeniu cu moștenire grea. Mă refer aici la arhiva SIPA astăzi. Da. Astăzi, ministrul Justiției a făcut public raportul cu vizitele din 2007 până în 2013. Un cotidian central a publicat date potrivit cărora comisia din SIPA, care a inventariat acele documente. În momentul de față avem informații că ar fi documente copiate, ar fi existat un Xerox acolo. Dumneavoastră, ce ați fost informat pe această temă de ministrul Justiției? Eu am avut o discuție cu domnul ministru ultima legată de acest subiect la finalul săptămânii trecute. L-aștept la guvern acum, pe care o să mergem împreună la Curtea Constituțională și sigur am mai avut discuții telefonice zilele trecute, informându-mă de faptul că azi va da publicității, așa cum știați și dumneavoastră de câteva zile, lucrurile de care vorbeați. Mai multe amănunte pot să vă dau mai spre după amiază. Domnule ministru, hai să vorbim de transportul și de situațiile pe care le-ați găsit pe diverse șantiere. Bun, deci după cum a spus și domnul ministru, întâlnirile noastre sunt săptămânale pe evoluția proiectelor. Astăzi am prezentat situația la zi cu ce s-a făcut în 4 luni pe componenta de infrastructură rutieră, cât și rezultatele vizitelor care le-am făcut, atât informând și presa când particip, dar și eu vă spun un lucru, că cele mai eficiente vizite sunt cele inopinate. Bineînțeles că ce spune domnul prim-ministru este un lucru normal pe care noi îl dorim de la antreprenori. Deci noi avem o relație și am spus-o timp cu statul român, este un partener onest. Mobilizarea care am găsit-o pe șantier a fost una pe care și din acest motiv, în urma vizitelor, am chemat alături de companie constructorii și le-am trasat și eu la rândul meu un mesaj foarte clar. Ori intră într-un lit de mobilizare pentru a finaliza loturile în termenele care și le-au asumat, ori dacă nu, bineînțeles, vom aplica clauzele contractuale și vor avea penalități și vom merge chiar și până la rezilierea contractelor. Și în acest sens v-aș da exemplu de un obiectiv care l-am vizitat în urmă cu o lună de zile la Bacău, și aici vorbesc de varianta de ocolire Bacău, unde am avut un antreprenor care în decursul unui an de zile a avut un progres al lucrării de 1,6%, ceea ce este inacceptabil. Drept dovadă, i s-a rezilierat contractul, a trecut pe lista neagră a companiilor care participă la lucrările la licitațiile care sunt scoase de către CNAE, când de 2 ani de zile nu va mai putea participa la niciun fel de lucrare. Eu cred că orice firmă care are un palmares și un blazon nu își poate permite să nu se mobilizeze și să treacă pe o astfel de listă. Un alt subiect care l-am discutat cu domnul prim-ministru au fost proiectele care le vom lansa în perioada următoare și le-a enunțat și domnia sa și aici reiterez la autostrada secțiunile 1 și 5 până la sfârșitul lunii iunie, secțiunile 1 și 5 din Sibiu-Pitești, drumul de mare viteză Pitești-Craiova, cât și ringul 0 al Bucureștiului, varianta de ocolire pe sud la profil de autostradă, proiect care îl vom transmite la ANAP chiar săptămâna viitoare, domnule prim-ministru, pentru avizare și pentru a fi urcat pe SEAP, cât și abordările pe viitor care le avem pentru proiectele de infrastructură mare și aici m-aș referi și la autostrada Montana, la Târgu Mureș, Iași-Ungheni. Am discutat și pe autostrada Transilvania, unde ne situăm în acest moment cu evoluția lucrărilor și cu modul de abordare pentru secțiunile care urmează să fie scoase la licitație în perioada următoare. Noi ne-am respectat toate termenele care ni le-am asumat până acum în fața domnului prim-ministru și în continuare voi face vizite inopinate pe teren, vă voi informa și pe dumneavoastră după, bineînțeles, pentru că... Spun din experiență proprie că dacă se aude înainte că vei merge tu sau
colegii tăi din minister, se va exista o mobilizare care s-ar putea să fie doar atunci și dacă pleci și te întorci fără să spui peste o zi, s-ar putea să ai surprize. Așa că mai bine fără presă. Ce spunea și domnul prim-ministru, bineînțeles, în momentul când am fost pe secțiunile de autostradă din tronsonul Lugoș, Deva și Sebeș-Turda, am găsit o mobilizare, să spunem, parțial bună. Eu n-am fost mulțumit de ea pe unele secțiuni și am făcut și atunci, la sfârșitul vizitei, declarațiile de rigoare. Dar, în schimb, când am făcut vizite inopinate pe șantierele care sunt în apropierea Bucureștiului, cum ar fi centura Bucureștiului, am găsit persoane din cadrul companiei care lucra pe tronsonul respectiv, care erau în pauză de masă. Și le-am spus și o să comunice și mie programul lor, ca să știu și eu de pauză care erau, ca să poate nu-i mai deranjez în timpul programului și să se mobilizeze adecvat, pentru că și-au asumat niște termeni. Altfel, repet, se vor aplica penalități și nu cred că își pot asuma să fie practic listați și să fie desemnați ca și niște constructori neserioși, astfel ne mai putem participa la licitații. Deci lucrurile, repet, noi cerem o normalitate, noi cerem un lucru ieșit din comun. Să se lucreze pentru banii care îi primesc de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Ăsta este lucrul pe care îl facem. Nu, rapoartele de evaluare sunt trimise și la partid. Raportul de evaluare îl fac săptămânal către primul ministru. Vă asigur că și partidul, la fel ca domnul prim-ministru, mă monitorizează săptămânal. Deci asigur că domnul Livran ne-au raport. Dacă vă spun că noi săptămânal discutăm pe aceste proiecte, are proiectele la zi, toate le are la zi. Inclusiv în cursul zilei de ieri. Nu, sunt scrise rapoartele pe termene, exact cum le discut și cu domnul prim-ministru. Categoric m-am cadut în toate măsurile de program de liberare. Ce v-am spus și până acum? Ce vă spun de o lună și ceva, două, de când văd că tot revine acest subiect? Și anume, nu doar cu ministrul transportului, ci cu toți ceilalți miniștri, am întâlniri săptămânale, urmăresc să-și atingă, și urmăresc și dânsii, bineînțeles, să-și atingă țintele pe care le au de atins. În unele domenii lucrurile merg cu viteza potrivită, în altele trebuie să mai impulsionez, dar vă rog să priviți, să nu o să intru în detalii, credeți-mă, dar trebuie privite aceste lucruri într-un mod pozitiv, într-un mod constructiv, astfel încât atingerea acelor ținte să fie făcută la termenul potrivit și în modul potrivit. Președintele gospodăria a fost criticat de mediul de afaceri. Mai mergeți cu el în continuare sau îl amânați? Ce veți face? Există în acest moment discuțiile de la Ministerul Finanțelor. Deci trebuie să vină și cu acel studiu de impact, așa cum s-au angajat să vină. Discuțiile legate de IVG, de impozitul pe venit, sunt discuții care în momentul ăsta, din punctul nostru de vedere, trebuie făcute în interior cu specialiștii pentru a se cristaliza drumul pe care o să mergem în perioada următoare, dar e necesar acel studiu de impact, așa cum a cerut foarte multă lume. Cred că au un termen asumat, îmi cer scuze că îmi scap acum, dar așa au asumat un termen undeva la jumătatea lunii iunie. Legea achizițiilor publice, care a urmat să simplifice, să reducă termenele de contractare. Draftul, vorbim de două lucruri. Și chiar vreau să le clarific, de două lucruri diferite. Pe de o parte, ceea ce noi tot am spus, și anume legea proiectelor strategice sau proiectul legii proiectelor investițiilor strategice, care se referă la trei mari domenii, la infrastructură, la energie și la apărare.
Și ceea ce, a doua parte, ceea ce spune toată lumea, fie că vorbim de comune, de orașe, de municipii sau chiar în urmă cu două zile la UNCJR, deci toate structurile asociative, legea achizițiilor publice în ansamblu, și anume simplificarea acestei legi. În acest moment proiectul este aproape finalizat. Mă refer la ambele părți. În perioada imediat următoare e finalizat, dacă pot să dau un procent, aproape de 95-96%, chiar am avut o discuție cu cel care e responsabil pentru elaborarea acestui proiect în această dimineață. În perioada următoare vor trebui să meargă aceste instituții titulare de filă la Bruxelles să explice ceea ce vrem să facem, să spună motivele pentru care dorim să facem aceste schimbări, care trebuie să fie, să respecte toate criteriile de transparență, de legalitate și așa mai departe, dar care în același timp trebuie să elimine ceea ce reclamă toată lumea, această birocrație excesivă din punctul de vedere al achizițiilor publice și aceste termene și aceste modalități până la urmă care îngreunează activitatea, fie că vorbim de unități administrativ-teritoriale sau chiar de ministere și de tot ceea ce spune dumneavoastră. Domnule președinte, fondul suveran de dezvoltare și investiții, ce veți face? Pentru că la auzeam ieri președintele ALDE, că nu povestea Tăriceanu, spunea că se dorește tot un proiect de lege, la fel ca legea salarizării, inițiat de către parlamentarii PSD și ALDE. Acum, dați-mi voie să vă explic, să vă readuc aminte. Modalitatea sau modul în care legea salarizării a ajuns în Parlament. Cum vă știți foarte bine și știe și domnul președinte Tăriceanu, decizia politică de a merge pe această cale a fost luată în urmă cu o lună și ceva, o lună și jumătate, la Comitetul Executiv al PSD-ului de la Sinaia. De asemenea, urmarea unei ședințe ALDE. Asta ca să clarificăm prima parte, cea legată de salarizarea, legea salarizării. De ce? Pentru a reduce termenele. Și vă rog să vă uitați în arhivă la conferința de presă de la, pe care am ținut-o la Sinaia, și asta a fost motivația prin care s-a mers pe această cale. A unei inițiative legislative asumată de coaliție, adică de toți parlamentare PSD și ALDE și nu numai. Referitor la fond, proiectul este finalizat. Titular de filă a fost Ministerul Economiei. Domnul ministru Tudose, este, așa cum vă spuneam, finalizat. Trebuie să avem o decizie politică de același tip. Nu avem niciun fel de problemă să apucăm pe o cale sau alta și nu e vorba de a nu-ți asuma o lege. Noi am dat și pe proiectul legii salarizării, vom da și pe fondul suveran aviz pozitiv, bineînțeles, pentru că s-au lucrat aceste proiecte și au lucrat la aceste proiecte oameni care lucrează fie la Ministerul Muncii, fie la... Proiect de lege inițiat de către parlamentari, cum preferă, sub ce formă crezi că acest fond să fie primit? Ceea ce mă interesează mai mult este conținutul. Modalitatea prin care ajungem acolo e mai puțin importantă. Conținutul, cel care așează și formează cadrul prin care se va forma acest fond suveran, e mai important decât modalitatea. Repet, e o decizie politică, așa cum am luat decizia, și vă rog să vă aduceți aminte, cu toții, calea pe care am apucat când am vorbit de legea salarizării, în același mod, în dialog cu liderii coaliției, în coaliție, vom lua decizia pe care din căi vom merge, nu există niciun fel de problemă. Să înțelegem că domnul Tăriceanu a uitat în cazul legii salarizării cum a stat situația. Ați avut o discuție cu el pe această temă?
nu știu dacă neapărat a uitat, dar eu readuc aminte telespectatorilor dumneavoastră ce s-a întâmplat în urmă cu o lună și jumătate. Mulțumesc mult de tot! Rămân în picioare 50 de kilometri de autostradă promiși de domnul Cuc la o anterioară vizită și dacă îmi permiteți și o reacție pentru ministru sârb al transporturilor, care spune că anularea autostrăzii Timișoara-Belgrad poate fi imputată autorităților române și nu celor sârbe, că noi nu am pornit proiectul la timp. Vă mulțumesc pentru întrebare, pentru că astăzi domnul ministru Cuc va face precizările necesare și va veni cu date concrete legate de Timișoara-Pancevo, ca să nu discutăm doar de declarații, ci să vedem datele concrete și ce s-a susținut în comisia respectivă de către partea română și de către partea sârbă, ca să nu vorbim doar de dragul de a vorbi. Cealaltă întrebare era legată... 90 de kilometri de autostradă care ar trebui finalizați anul acesta. Eu sunt optimist. Între ei nu au autorizații sau acorduri de mediu? Eu sunt optimist, domnul ministru la fel. Dacă se va menține ritmul de care aminteam mai devreme, dacă și constructorii vor înțelege, dacă nu o să mai avem situații neprevăzute, cum ar fi cea de care tot amintesc cu urșii, sau mai nou am înțeles că e și cu liliecii. Avem pe tronsonul ăla mai un pic e autostrada Batman. Că e exact același tronson cu urși, cu lilieci, cu tot felul de animale. Să nu vreau să fiu înțeles greșit. Chiar sunt un iubitor al mediului, dar parcă tronsonul acolo s-a strâns toată fauna și din România. E foarte bine, nu neapărat asta e critica, ci faptul că parcă toate aceste lucruri duc la întârzieri. Domnul ministru, sunt convins că vă va spune mai multe legate și de Timișoara-Pancevo. Pe mine vă rog frumos să mă scuzați.